Bună seara și bine v-am găsit! Sunt aici cu fratele meu, Denis Vural, care a acceptat invitația mea la un Aleglia și a venit tocmai din Timișoara pentru voi. Acum că am întârziat și noi câteva minute, nu cred că ar fi o mare, mare panică. Ce faci, Denis? Uite, bine, am venit la tine aici. Așa? Frumos. Ne auzim în toate părțile. Ce zi? Am venit și eu aici. Aici și așa. Și cum ți se pare? Bă, cam aglomerat. Cam aglomerat orașul, știu. Da, tot aș vrea să mă mut aici, deci... Deci zici că în 2 ani, parcă după liceu. Ia dă-și, probabil, dă să vedem cum e la probabil Aleglia asta. Probabil după 2 ani. Cel mai probabil. Adică s-ar putea și mai repede, știi? Dacă aș putea. Bun. În seara asta o să dăm la Aleglia asta cadou. Am ales deja câștigătorul, o să vă spun mai târziu cine este câștigătorul. Până atunci vreau să îi pun câteva întrebări lui Denis. De pe rețele de socializare. Dar nu este problemă. Sună un telefon. Mikey! Sună un telefon. Sună un telefon. Mă rog, haideți să îți spun întrebări. Ești pregătit? Da. Sunt întrebări foarte dubioase, gen... De unde ești? Bun. Să începem cu prima întrebare. Ce pasiuni ai și cum crezi că o să fie anul 2017 pentru tine? Pasiuni în afară de vlog? Nu știu, pasiunile tale, care sunt? Bă, sincer, ce pasiuni mai am în afară de vlog? Să ascult muzică. Îți place muzică? Da, foarte mult. Adică mă calmează de foarte multe ori și, na, chiar ajută uneori. Am încercat odată să mă apuc, gen să fac, și nu mi-a ieșit deloc, pentru că e foarte greu. Dar, în afară de vlog și muzică, nu știu, îmi place foarte mult basket, doar că nu-l practic așa des. Da, știi să joci? Cât de cât. Păi să facem un basket odată. Pe bune. Okay. Bun. Nu știam asta, făceam un basket până acum. Ar fi ieșit de un video. Chiar face un basket. Acum haideți să le arăt oamenilor muștucul tău improvizat dintr-un pix. Da. Dragilor, ia-ți muștucul, ia-ți în Aleglia și trage. Bun, următoarea întrebare. Ce înălțime ai? Deci că tu te-ai înălțat foarte mult în ultima perioadă? Da, nici eu nu mai știu, pentru că când m-am dus la doctor ultima oară să văd ce înălțime am, aveam 1.73 undeva pe acolo. Și în timpul ăsta când am venit aici, probabil m-am înălțat destul. Dar doar la doctor puteți să te măsori. Păi da, dar nu... N-ai și tu pe ușă cu creionul, așa nu, făcut cu creionul. Cum au toți oamenii, adică eu mi-am pus... Na, hai să vedem acum cât... ce înălțime, hai. Aoleu. Scurt. Dar atunci fiind, cum facem? Fie, stai jos. Îl luăm pe bucăți. Ok. Deci, Drupi, faci tu calculul, bine? Avem așa. 57. 57. Cu 59. Așa. Oho. Și cu 77. Ce înălțime are? 1.93. Ce? nu cred că are înălțimea asta. Mă rog, pe acolo. La 1.93. Da, deci după măsurătoarea mea are 1.93. N-a fost bună întrebarea asta. Ce zodie ești? Capricorn. Capricorn. Da. Pe ce dată ești născut? Pe 18 ianuarie. Adică a fost rece în ziua mea, da. Acum da, mă știu. Bun, gata. Da. E adică bună, nu? Mi se pare mult mai bună decât țigări și decât țigara electronică. Păi bă, mai greu te relaxează. E un mod de relaxare. Și ne întreabă cineva acum ce părere aveți de problema cu YouTube-ul și cum se dezabonează abonații ai neactivi de pe canale și ce a pățit PewDiePie și tot felul de nebunie. Adică aseară, dacă ei nu știu, a fost o mare, mare nebunie. Ilie, de exemplu... A pierdut 44.000 de abonați. 44.000 de abonați într-o zi. Da, da. Acum și-a revenit. Deci, de exemplu, a fost un bug, mi-a zis și un prieten, că dacă tu te abonai și te dezabonai, îți dezabonau... Ca și cum doi oameni, nu unul. Și dacă făceai spam, dezabona cât mai mult. Nu contează, puteai tu să-ți faci spam ție și să vezi cum scazi.
Deci, na, puteai să te abonezi. Deci asta a fost problema. Da. Am înțeles. Cum a fost la meeting-ul de la Arad? Ce ai făcut pe acolo? Păi, primul rând mi-a plăcut că m-am întâlnit și cu alții și am vorbit mai multe chestii. Ca meeting organizat a fost super bine organizat, pentru că nu a fost o nebunie de a să vină. M-a fost la Yumi, de exemplu. Da. La Yumi a fost jale. Da, a fost super, super fain organizat. Nu știu, a fost... Aveai cu cine să te înțelegi acolo și era super fain. Ce planuri ai pe viitor? De ce... Pe viitor cu... Ce ți-ai propus? Nu, pe viitorul tău, tot viitorul. Îți dai seama că aș vrea să fac în continuare chestia asta, pentru că îmi place foarte mult și îmi dedic foarte mult timp. Și eu asta aș vrea. Dar dacă nu mi iese, haba n-am. Nu știu ce o să... Deci n-ai un backup. Te accesi pe YouTube momentan. Da. Foarte tare. Joci pe o carte, așa se zice. Ce culoare ai vrea să ai părul, auzi? Părul? Da. Pe la un green kiss, așa? Un green... Cum e mașina mea, nu știu cum e mașina mea. Sau, nu știu, un albastru metalic. Sketch on Iron Maiden, ești tare. Încă o întrebare foarte interesantă. Îți place Justin Bieber? Da. Gen foarte mult, adică el... După el, cum să zic, gen îmi place foarte mult stilul lui de îmbrăcăminte. Nu-l ascult super des să fiu fan focat. Doar îmi place cum se îmbracă și mi se pare. Bă, interesant. Justin, dacă e să o luăm așa, e foarte tare. Adică toți puștiștii care zic, bă, Justin, ia, e ureș, cu tare, cu tare. Mă, de fapt, el e foarte șmecher. Da. Adică să fim serioși. Are niște chestii, na, ale lui. Uite, zice lumea RIP. Nu înțeleg de ce. A murit live-ul drupii. Mamă, nu-i problemă, revenim imediat. Adică sunet este, dar nu este imagine. A, ne auziți, perfect. A. Stați liniștiți. Gata, merge? Da. Am pornit, băieți, iară, bun. Vreau de Justin Bieber, că e foarte tare și că mi-a murit aici ecranul. Nu, că e delay. A, bun. La YouTube. Mie îmi place Justin Bieber pentru că ești mai chiar și atât. Punct. Ce amintiri fericite ai de când erai mic? Mi-aduc aminte de Paști, că îmi doream foarte mult figurine de astea de wrestling și s-a întâmplat să-mi aducă părinții. Și de când eram mic și acum mic copil, adică nu foarte matur sau astea, dar, de exemplu, mi-am dorit o cameră, gen prima mea cameră care era un Canon. Ce Canon? 1100D, care era... Atunci era? Era acum ceva. Acum câți ani? Mi l-am luat în, nu mă înșel, 2014. Și am stat cu el până în 2016, vara, prin august. Și mai chiar camera, și-a făcut treaba. Da. Ce, asta e o întrebare foarte mișto, fiind. Ce ai alege dintr-un milion de abonați și colaborări cu PewDiePie? Hai asta e bună. Un milion de abonați aș alege pentru că dacă fac colaborare cu PewDiePie, mi-ar veni abonați care sunt, nu știu, care nu înțeleg româna, unii, știi? Și ei cum o să se aboneze la mine, o să devină inactivi. Că... Da. Poți să faci un canal internațional. După ce te întâlnești cu el. Da. Și zice PewDiePie, bă, abonați-vă la el că e șmecher. Bun, știi că a făcut un canal, pentru că lui nu i-a trimis butonul de aur. Da, da, da. Știi? Și a zis, bă, abonați-vă la canalul ăsta, a făcut un canal la mișto. Știi? Și a făcut un milion de abonați într-o zi. Da, s-a mai întâmplat și la un YouTuber mai mic, așa au fost. Ai auzit de FaZe, de clanul FaZe. Na, un tip de acolo i-a făcut o promovare și el... Na, au crescut, au mers totul bine, după care au început să dezaboneze lumea de la el și, na, nu știu, eu tot aș alege un milion de abonați. Da, un milion de abonați, cred că e varianta cea mai bună. Cu ce vlogger te înțelegi cel mai bine? Hai, mă înțeleg și cu Exploit și cu tine. Gen, mă înțeleg și cu vloggeri mici, nu doar cu vloggeri mari, cu BC. Cu Andra, cu Gan, Cristi, Munteanu, cam
cu ăștia vorbesc. Bățai, da. Cum s-ar spune. A, ce părere are Denis despre tine, Ghiduș? Eu ce părere am despre tine? Asta e întrebare, da? A, eu despre tine, credeam că tu despre mine. Bă, nu știu, ești amuzant. Amuzant, da? Da. Ați auzit, băieți? Sunt amuzant. Și na, nu, ar merita să faci mai mulți abonați. Pentru că facem. Ai și calitate. Asta e foarte important. Pentru că mulți au calitate și nu cresc. Și rămân jos foarte mult timp. După care iau un boom. Na. Extraordinar. Da. Bun, fii atent. Mai avem aici o parte șmecheră. Care este să luăm un telefon în direct sau 5 secunde. Ce facem acum mai întâi? Să sunăm. Să sunăm, da? Lăsați-ne un număr de telefon și noi o să vă sunăm acum să vedem ce faceți. Aș vrea să ne spuneți un banc la telefon, dar neporcos, cum s-ar spune. Deci lăsați-ne numele voastre de telefon. Până atunci, eu o să vă aștept. Mai ia. Dă-i talpă. Vural, cum ai ajuns să-l cunoști pe Ghiduș? Stai, parcă tu mi-ai scris să... Așa știu și eu. Da. Băi, eu îl urmăream pe el înainte să fiu eu vlogger, cred, în 2000... Cât ai apucat? 2012 sau 2013? 2013, da. Imediat fac 4 ani, în 3 luni. Și avem primul număr de telefon? Vlad, a Ioanei. Hai să sunăm la el. Bun. Ia să vedem ce zice băiețașul. Bă, așa. Nu ești și pe Facebook? Nu. Mi s-a întâmplat odată gen să sun cu ascuns și într-un fel să-mi afle numărul. Ha. Da, chip abonament. Hai să vedem ce face Vlad. Asta e. O răspuns și-o închis. Neșansa. Ia uite câte numere, frate. Hop. Ăsta nu e el. Zice lumea că fumezi. Asta e narghilea. Nu. Adică eu nu cred că e fumat. Nu e. Bun, hai. Sunăm pe Alex Tăbăcaru. Bună seara, ce faci, domnule Alexandru? Salut. Bine, mă uitam la live-ul tău. Da? Dar și de ce te-am sunat, nu-i așa? Nu. Să ne spui un banc. Un banc. Fake sau... Ce banc vrei tu, dar să nu înjuri în el? A, să ne înjuri, dar ce banc mai e fără să înjuri? Hai! Dai să mă gândesc. Dai un târnăcop în minte, să dezgropi bancurile. Hai, 5, 4, 3, așa. Hai să mă gândesc, așa. Un bețiv zace în mijlocul drumului cu haine sfârșiate. Așa? Și era plin de vânătăi. Da. Și îmi face, Doamne Dumnezeu, dar ce ai pățit? Și hai te ajut, că zici acasă. Face bețiv apoi, nu mai asta, nu de acolo vin. Fantic, da. Ai auzit, Mikey? Un bețiv pe mijlocul drumului, sfâșiat, vânăt, tot, așa, face, băi băiete, o doamnă, hai să te duc acasă. Nu, că de acolo vin. Îți mulțumim mult, Alex, ne mai auzim, ceau. Bun, am luat și telefonul, acum să trecem la 5 secunde. Cine începe? Tu sau eu? Începe cu întrebările pentru 5 secunde, fie. Ai 5 secunde să răspunzi la următoarele întrebări. La fiecare întrebare, tu ai doar 5 secunde să răspunzi, bine? Da. Ești gata? 3 orașe din România. Timișoara, Iași și Bacău. Bun, ai una, trebuie să le notăm. 1. Trebuie să spui 3 țări europene.
România, Paris, nu Paris, Franța. S-a dus, s-a dus! Bun, tăiat, tăiat! Mamă, ai 5 secunde să răspui la întrebarea asta, da? 3 continente! Asia, Europa și America. Bun! Gata, bifată asta. Ești gata? Asta e mai grea un pic. Ai 5 secunde să răspunzi. 4 rapări! Rap, Eminem, Jeezy... Bun, asta trebuie să o știi, da? Ai 5 secunde să răspunzi la întrebarea asta. 3 vlogger români! Mikey, tu și eu. Bun! Bun. Stai că altceva mai important pentru el. 5 secunde, da? 3 vloggeri internaționali. Shane Dawson, JP Kalen, Kian Loli. Bun, gata, perfect. Ce tare. 3 animale cu 4 picioare. Câine, vacă, pisică. Bine, mă. Deci ai intrat vaca între astea 2 minute. 3 feluri de mâncare. Cartofi prăjiți, piure, cartofi. Tot cartofi. Mă, cartofare. Wow. 3 capitale. București, Paris și... Doamne, Spania era să zic, doamne, și ai... Nu mă să cred! Stai aia! 2 pești! Ce 2 pești? 2 pești! Somon și... Fume! Ton! Bun, las mă, acum poate să-mi pui tu mie întrebări. Încă mai eu? Vai, da. Ok. Băiete, ai răspuns la 1, 2, 3, 4, 5, 6 din 10. Ok. Hai, sunt gata, așa, trebuie să-mi țin. 5 secunde, da? 3 femei, cântărețe celebre. Mariah Carey, Janet Jackson și Andra. Ok. Dar ține degete așa. Ok. Trebuie să bifez, nu știu cum, pun un punct. Okay. Hai. Zi în 5 secunde, 3 fructe de culoare roșie. Roșie, portocala roșie și rodie. No! Da, rodia e pe interior. Păi da. Roșie. Au trecut de 5 secunde. Bine, mă, hai. Așa. Zi în 5 secunde, 3 firme de telefon. N-am cum. Bă, da. Da, Orange Telecom și... Zap. Zap mi-a venit acum. Da. Hai zi. Nici pe asta nu ai luat-o. Hă? Nici pe asta nu ai luat-o. Ce? Pentru că a trecut de 5 secunde. Bine, mă, hai. Ok. Zi în 5 secunde, 3 supereroi din filme. Superman, Batman și Spider-Man. Okay. Hai mă, dă-le încolo. Așa. Zi în 5 secunde, 3 lucruri care te încălzesc. Calorifer, aerotermă și aer condiționat. Astea sunt 4, da? Ok. Mă rog. Așa. Zi în 5 secunde, 3 animale sălbatice. Lup, vulpe, urs. Păi, mă bați. Uuu! Sunt pe flow. Pe flop. Pe talpă îți dau. Zi în 5 secunde, 3 jocuri pe care le joci. Minecraft, GTA și FIFA. Da. Și... Am jucat. Ce? Minecraft. FIFA și GTA. Știu, dar Minecraft n-ai jucat. Am jucat, mă, și... Mă rog, da, mă. Zi în 5 secunde, 3 arome de narghilea preferate. Afineșimentă, zmură și strugure. Zmură? Smură! Ce e zmură, mă? Zmeură? Smură este strugure cu mure și mentă. Ok. Smură! Am venit zmura, fumăm acum. Ok. 5 secunde, 3 lucruri pe care le vrei de mult timp. Butonul de aur, butonul de argint și 1 milion de abonați. Da, ar fi prima, da, da. Ok. Și ultima. Zi în 5 secunde, 3 lucruri de care are nevoie un YouTuber. O cameră, un microfon și talent. Bun, deci cât ai luat? Am luat în ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7-8. Zmură. 8-2 n-am nimerit. Bine, mă. L-am bătut. Următoarea. Dă-i la comentarii, gen. Dă-i să vedem ce mai comentează lumea. Zic oameni de zmură. De zmură? Da. Zmură. Zmură. Să întoarcem foaia. Bun. Trebuie să-mi spui o întâmplare ciudată de-a ta. Nu știu, cea mai întâmplare ciudată, da? Dintr-un domeniu, nu știu, la școală, okay. Acasă, pe stradă. Deci, știi cumva în ce an a fost Harlem Shake-ul și astea? 2013. Da. 2013? Harlem Shake-ul? Da, 2013. Așa vechi Harlem Shake-ul? Ei, 2013. Pariu pe mașina ta. Ai zis bătut că a fost în 2014. Challenge. În același an, nu. Nu. Na, mă rog, în 2013. Na, pe atunci m-a... Scrie Bauer și vezi când e... Voiam să mă apuc de YouTube pe atunci. Era iarnă. Și cum era trendul ăsta cu Harlem Shake-ul și chestii, m-am gândit să fac și eu. Și ca un om anormal, l-am făcut în școală și... Ma. Fără voia Ma. Directorului, n-ai voie. Și... Țin minte că jumătate din clasă a fost implicată în chestia asta. După care am făcut și l-am pus pe internet. Deci fix în prima zi l-am pus pe internet și maica mea mi-a zis să nu-l pun, că nu-i ok. Deci asta era un semn. Așa, și s-a întâmplat ceva. Da. A doua zi am avut informatică, gen la calculatoare, pana mea. Și toți se uitau. Și nu. A venit o profă, pur și simplu era nebună. Na, nu mai e în școală. Treaba e. Da. Și a venit și eu mă uitam la video. Și a văzut video și a început să cheme pe nu știu cine și mi-a zis neapărat să-l ștergi acum. Am intrat pe canal, l-am șters tot. Și după mai pe gen pe la terminarea orelor suntem chemați toți la directorul ăia care au fost implicați. Da. Și... zic... Am început să plâng. În 2013, că... Mamă! Gen... Eu credeam că o să fiu exmatriculat, că, pentru că am făcut chestia asta, că m-am urcat pe catedră cu picioarele. Pana mea, știi? Și... Mi-a scăzut doar nota la purtare, dar... Na, a fost ok până la urmă, dar a fost cea mai... ciudată întâmplarea mea, amuzantă. Adică nu știu dacă e amuzantă sau ceva, dar... Nu prea e amuzantă. Da. Bă, stai așa că am o problemă. Așa. Să spuneți și voi în comentarii ce întâmplări. Da, exact, ce întâmplări ciudate ați avut. Drupii, vezi că să-ți trimite cineva un link pe care trebuie să-l pui în descriere. Bun. Altă întrebare. Ia. Ce părere ai de narghilea? Gen, am mai fost la narghilea de multe ori. Adică mereu am dat un plus pentru că sănătate. Așa este. Da. Am dat un plus pentru că se zice că iarnă. Și, frate, în loc să te apuci de fumat și să fumezi afară, corect. Bine, mergi la un local, mergi corect. La narghilea. Corect. Și, na, mi se pare super faină. Adică e mult mai ok. Aia și aromă vrei, uneori. Da. Adică, dar ce părere de narghilea asta pe care ai fumat aici? Asta de la Smoke Maghiei mi-a dat-o cadou pe asta, bă. Deci cadou! Bă, e foarte faină. Îmi place mult. Și aș vrea una, dar n-am 18 ani. Da, pot să-mi cumpăr de aici. Dacă e. A venit timpul să dăm această narghilea cadou. Bun. Haideți să vedem cui o să-i dăm cadou această narghilea. Da. Așa. Sunteți pregătiți să vedeți cine a câștigat această narghilea? O să fiu sec, așa sunt eu când vine vorba de premii. Da, avem câștigător? Da, dar vezi că am făcut o chestie, Mikey. I-am dat mesaj câștigătorului de la tine pe Facebook și mi-a dat seama că ești logat. Am văzut, mi-a
Era cu inima la gură, probabil că ai scris, dar de fapt mi-a scris eu. Poți să zic eu cum o cheamă? Vino cu așa zi, câștigător, vino așa lângă noi. Ia-ți muștucu! Stai. Hai că ai talent la astea. Eu l-am ales. A avut un comentariu foarte mișto. Foarte mișto. Ce-a zis? A zis că vreau un arghilea, ca să nu mai stă la rând cu băieții când fumează. Știi? Să le, nu, să le dea la fiecare. Bun, să mai aibă pe-a lui. Treaba lui, știi? Ei fumează într-un arghilea 2 inci și ăsta așa ca baștalul. Ți-a plăcut comentariul lui? Am trecut și-o prin asta cu voi. Știi că mânăm acum un arghilea 3 inci. Da, da. Vezi tu că asta are... asta are 4 muștuce. Da, 4 țevi. Da. Să pui 4 furtunele. Bun, gata. Spune-mi cine e. Zi. Sunteți gata? Eu sunt gata. Câștigătorul narghilelei... Cum eu trimiți? Cum eu trimit? Mă, văd că și eu dau. Ok, bun. Hai, câștigătorul este... Dai din București? Da. Deci vă vedeți... Adică e la universitate. Acum e la universitate? Da. A, și mergi acum să-i o dai? Nu știu dacă merg acum să-i o dau, dar o să-i o dau. Și câștigătorul este... Puteți să-l invităm aici, oare? Poți să-l iau pe câștigătorul narghilei aici la emisiune și să-i dau narghileaua. Bun. Deci spune că e băiat. Clar, asta e băiat, da? Fetelor, următoarea șansă. Pentru voi. Cosmin Tudorache. Ați auzit? Cosmin Tudorache a câștigat această narghilea deosebită. Ești șmecher, ți se spune smine. Uite, are poză cu ceva verde la... Îi place verdele? Îi place verdele, are cu ceva verde. Poză. La rucări aici. Între munții. Rucări la șucări. Rucări pe șucări. Mulțumim, Mikey, că ne-ai spart premiul. Bun. Acum, Drupi, ai pus link-ul ăla? Ți l-a trimis? Bun, avem un link. Ți l-a trimis. Pe Facebook, tău. Da? Da? Nu. Astăzi m-am gândit să fac o faptă bună. Este un băiat din Galați care face muzică pe cont propriu. Asta face, el muncește singur pentru treaba lui și și-a investit în materiale și face muzică și eu vreau să-l promovez în această seară pentru că eu cred că face o treabă foarte, foarte bună. Ai găsit link-ul? Da. Mi-a trimis Cosmin mesaj. Da? Super. Super. Super, Cosmin. Super! Dragilor, până atunci, haideți să vedem cum facem noi ca butonul ăla de like să se spargă, da? Facem pe aia cu și, nu? Da, da. Deci rămână până la 10 și la și, zicem start și trebuie să... live, da? Da, da. Trebuie să vedem când fac eu semn, știi? Tot te uiți bine, acolo. Bine, lumea întreabă de ce fumezi din pix, pentru că... Fient. N-are... Zi. Cum se numește chestia aia? Muștuc. Muștuc. Așa. Bun. 10! Deci dați like la... Când am... 9! 8! 7! 6! 5! 4, 3, 2, 1, start! Facem start. Deci gata? 1200 de like-uri. Da? Hai, hai! De la 1200 de like-uri urcă la... Hai mă băieți, mă. Avem lag. Delay. A, nu, eu, la mine am început, Mikey, deja. Așa. La mine am început. Da, am început. Dar am început la 10. Acum am zis, start. Ba da, vezi că au făcut. Dar mulți adăși... 1300... Oho, 1500! Opa, 260! 1600! Oho! Deci se poate! Se poate, 1700! 1200, așa frumos! Na, scurt, 500 de like-uri, deci aveți putere, nu să... Opa, 1900! 2000 de like-uri, frumos! Ai pus link-ul, da? Dragilor, intrați pe link-ul din descriere cu cea mai mare... Cum? Primul link din descriere este al băiatului și vreau să intrați la el, să-i dați un subscribe și să-l urmăriți. Foarte, foarte bună. Cum? E perfect, nu? Cam asta a fost. Denis, îți mulțumim frumos că ai fost cu noi în această seară. Noi acum ne îmbrăcăm de șucăr și mergem să punem stâlpii la... Că asta e, am urme de țevi în mână. Și eu și Drupi și Mikey, pentru că dacă vine să credeți, Mikey, fără niciun fel de rușine, vine și trage cu noi acolo de fiare.
Ați înțeles de fiare. E la work class, noi la la șantier. Ați băgăm brațe și piept. Dar știi ce brațe și piept, nu? Că să cărăm lemnele dintr-o parte în alta. Da. Toate. 3 metri cub de lemn? 5 metri cub de lemn. Ce, mă, 5 metri cub de lemn? Ud. Ud. Aha, e mai interesant. Ești gata, Drupi? Vă pup. Ciao.